Consilierii județeni au aprobat în cadrul ședinței ordinare din data de 25 septembrie proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor sau acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor sau acordurilor cadru pentru prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României în perioada anilor școlari 2019-2023. Noul program pentru școli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri. Acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore, de stat, autorizate sau acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de produse de panificație în limita unei valori zilnice per elev. Derularea de măsuri educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate. Beneficiarii acestui program sunt preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate și particulare acreditate și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular care pot primi fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate în limita unei valori zilnice aprobată per elev. Proiect de hotărâre numărul 3 privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor și acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor ori acordurilor de cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României în perioada anilor școlari 2019-2023. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? S-abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 3 a fost aprobat.